Anul acesta, în perioada 2-12 aprilie, s-a ținut campionatul național de șah la Căciulata, categoria 8 ani. Dacă anul trecut am fost mândri de el la Cracovia, unde a ocupat locul întâi la doar 7 ani, spre bucuria noastră, din nou Mihnea Ionuț Ogneanu devine regele pionilor, campion național. Micuțul Reghinean a ocupat locul întâi din peste 50 de copii. Tânăra speranță a șahului mureșan are astfel șansa de a participa la campionatele mondiale, la cele europene sau la cele ale Uniunii Europene, în funcție de opțiuni și posibilități. Cea mai importantă opțiune este participarea la mondiale, care va avea loc în luna noiembrie în Slovenia. Mihnea Ionuț Ogneanu a obținut aceeași performanță și în proba de dezlegări, unde a reușit 30 de puncte din tot atâtea posibile. În ultimele două zile de concurs de la Căciulata, Mihnea va susține probele de șah rapid, la care fiecare jucător are la dispoziție 25 de minute. De asemenea, va trebui să treacă și de proba numită șah blitz, care îi va oferi ocazia să-și îmbunătățească palmaresul.